Duminică 28 august 2016 mă aflu în localitatea Joița, la sediul Columbodromului Internațional România Golden Pigeons. Etapa finală de la Tarna Mare a fost o etapă foarte frumoasă, foarte reușită. Suntem pe finalul zilei și festivitatea de premiere a avut loc. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre fericiții câștigători ai locului 1 AS, care nu mai e unul, locul 1, da? Un porumbel care a dovedit foarte multă constanță pe durata întregului circuit, să zic așa. Este vorba despre domnul Vasili Ciprian din Prahova, membru al tandemului Columbofil, Bugiu Iulian plus Vasi Cip, dacă nu greșesc, da? Am zis bine, domn Ciprian? Ce faceți? Cum e? Foarte bine. Cum e să fii câștigătorul locului 1? Fericiți. Mai mult domnul Bugiu se ocupă de crescătorie. Eu mai mult cu hobby-ul și cu banii. Porumbelul este foarte bun, dintr-o linie foarte bună, de Comman cu Janssen, Lindelau. Știu că e o familie de bază în crescătoria dumneavoastră, nu? Este, dacă nu greșesc. Este bunica porumbelului cu multe locuri de 1. Locul 1 acum 2 ani, dacă nu mă înșel, Golden Pigeons, la ungureanu Sebastian, dată bunica împrumut. Locul 1 la noi, Bâgiu plus Văsi Honest, tot în 2014. Bunica lui locul 5, semifinală Superstar, bunica lui locul 14, finală Superstar, locul 15, finală Honest, anul trecut fiul din ea, locul 29, Golden, tot anul trecut locul 1, Sighișoara, Hotspot, o femelă foarte bună, ne așteptam să câștigăm mai multe premii, nu decât locul 1 AS. Porumbel foarte bun, o linie foarte bună pentru Columbodroame. Într-adevăr. Tatăl dintr-o linie de Janssen, de Lindelaut, frate cu locul 4 pe Prahova viteză, la noi. O rasă foarte bună. Știu că sunteți doi crescători foarte pasionați de Columbodroame, dar și redutabili, în sensul că în ultimii ani ați avut multiple rezultate și premii câștigate de top la mai multe columbodroame, participați pe multe columbodroame. Cine nu riscă, nu câștigă, nu? Am avut, cine nu riscă, nu câștigă. Și poate acum nu vă amintiți toate rezultatele, dar eu știu că sunt multe. Internațional e se foarte joacă, greu. Într-adevăr. La noi, pe crescătorie, este foarte greu. Jucăm cu columbofiri foarte buni, o rută foarte grea, o rută de munte. Facem ce putem. Știu că și ieri parcă ați avut un rezultat bun la Orizont, nu? Am avut. V-ați mișcat bine? 8 la Orizont, locul 1 finală. N-a vrut să intre, diferență de 12 secunde. Exact. Și intrarea face parte din câștig. Spuneți-le acum vizitatorilor site-ului nostru și celor care vizionează acest interviu un mic amănunt, picant să zic așa. Alaltă seară, nu? Înaintea semifinalei de la Orizont, l-a sunat pe prietenul dumneavoastră, Iulian, da? Și ce a spus? Asta a fost un feeling de-al meu, am spus ei locul 1. N-a luat locul 1 la Hotspot, la semifinal, a luat locul 1 la pariu. Dar a fost locul 1. Într-adevăr, bine, și porumbel sosit în primul stol. Porumbel sosit în primul stol și astăzi am spus că luăm locul 1, l-am luat locul 1 la... În finală l-ați luat Am luat locul 1 la... La AS. La AS. Într-adevăr. Porumbel foarte bun. Într-adevăr, într-adevăr. Da. Știu că în perioada următoare vor mai fi câteva finale de curs de desfășurare. Mai avem la Orizont, la Băicoi. Săptămâna viitoare finala. Nu știu dacă este sâmbătă sau duminică, sperăm să luăm locul 1. Și la Corabia sperăm să luăm locul 1 și mașina, să câștigăm toate premiile. Vreau să plecați cu mașina de acolo, nu? Valoare, într-adevăr, într-adevăr. De super, ce să vă zic, decât vă felicit sincer pentru toată munca depusă și efortul făcut, nu numai financiar, din toate punctele de vedere, știu că țineți aproape de porumbei, munciți mult, căutați, sunteți în permanență căutare, să găsiți perechile cele mai bune, an de an. Căutăm porumbei de locul 1, doriți să vă bateți. Căutăm să mergem foarte bine pe Columbodroame și căutăm porumbei de locul 1 și porumbei de locul 1 general de puncte foarte bune pe... Ajutăm. Da. Pe campionat. În campionatul național. Foarte bune puncte. Mergem de la 10 puncte în jos. Ăștia sunt porumbei care... Știu. Asta vă și ține sus acolo, da, să știți. Da, dorința de a... Restul se elimină.
Da, excela, sigur, da. Și va aduce păsări. Porumbei în 10% din lansare, restul se elimină. Nu, într-adevăr. Da. Sincer, felicitări încă o dată, domnul Ciprian. Mulțumim. Și mult succes în continuare, atât la finale care mai sunt de disputate în acest an, cât și în 2017. Mulțumim. Cu stimă, toate cele bune vă doresc.